Bucurie mare pentru copiii din Crihalma. Acum, în preajma sărbătorilor, micuții s-au mutat în casă nouă. Este vorba de peste 70 de preșcolari care vor învăța într-o clădire complet renovată. Lucrările de construcție s-au finalizat de curând, iar acum copiii beneficiază de cele mai bune condiții. Fostul sediu al CAP-ului din Crihalma a fost transformat acum într-o grădiniță modernizată după ultimele standarde. Asta pentru ca micuții din sat să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Suntem foarte fericiți, dar mai mult sunt fericiți copiii care în sfârșit acum își pot desfășura activitatea într-o clădire care le oferă absolut toate condițiile unei bune desfășurări. Am finalizat lucrările, inclusiv instalația de încălzire centrală este făcută, parchet laminat, instalația electrică schimbată toată, acoperiș, izolație exterioară, lambriuri, deci grupuri sociale, efectiv sunt foarte mulțumiți atât ei cât și părinții. Am avut probleme și cu căldura, nu pot să zic că întâmpinăm destule probleme, dar încet, încet le rezolvăm. Și pentru preșcolare din Comana de Jos este pregătită noua grădiniță. Lucrările la această clădire au început printr-un program al guvernului, însă nu după foarte mult timp au fost abandonate din lipsă de fonduri. Noua clădire pe jumătate ridicată a rămas mai bine de 2 ani în așteptare, însă fără niciun rezultat. Atunci autoritățile locale au decis să aloce bani pentru finalizarea construcției. Acum exteriorul clădirii a fost finalizat. Grădinița care a fost începută într-un program al Ministerului Învățământului în anul 2008 a ajuns în stadiu de aproape 85-90%, deja și izolațiile exterioare sunt puse, tâmplăria, geamurile, termopane, uși, tot sunt montate, inclusiv acoperișul, și suntem 100% că începând din anul viitor, adică din toamna anului 2011, și acolo vom putea să ne desfășurăm activitatea într-un spațiu nou, într-o grădiniță nouă cu absolut toate dotările necesare unei bune activități. Pentru realizarea și continuarea acestor lucrări au fost folosiți bani din bugetul local.